Dobra. Tatălui e tot mangalița. Și ăștia sunt mangalița rasă pură, ăștia creți așa. Ai devenit expert în... Da. În crescutul porcilor, în... Păi dacă de 10 ani creștem, am început să o pricep destul de bine chiar. Adică așa de bine mă pricep încât dacă mă uit de la depărtare, pot să văd după poziția urechilor dacă o snoafă în călduri sau nu. Pe tine te văd foarte fericit printre porci. Pentru mine e o terapie asta. Trebuie să te miști. Când intri la porci, trebuie să te miști. Ca ei să știe că ești viu. Da, mă mușcă porcul. Ca ei să știe că ești viu. Ești viu și nu ești de mâncare. Dintre sutele de animale, porcii îi plac cel mai mult. Îi place să-i privească, să-i îngrijească și, cel mai probabil, să-i și mănânce. Pasiunea lui pentru animale nu este nouă. Vine din copilăria petrecută la bunici, acolo unde a crescut în ograda plină de necuvântătoare. Mi-am aminte de mirosul gogoșilor de la bunica, mi-am aminte de senzația dinainte de sărbători, când tăiam porci, aveam trei porci, unul pentru noi, unul pentru fratele lui taicum și unul pentru bunici. Și ne adunam toți grămadă, îi tăiam la rând pe toți unul după altul și făceam cârnații, făceam acolo, era o veselie întreagă. În schimb, în partea mamei, la Urseiu, este o comună chiar în capătul județului, la limită cu Prahova, acolo era mai complexă treaba, știi? Mă duceam cu vacile, mă duceam cu oile. Eu că aminte, ținea bunicul, îmi ținea berbecul să-l călăresc, mi-l ținea, știi, mă urcam pe el, luam de coane și dădeam două ture și cădeam după aia. Tot felul de amintiri. Sunt pe bisericuțe aici, Laura, vezi? Acolo sunt o gașcă, acolo era o altă gașcă. Ca și noi. Ne combinăm pe afinități. Asta faci în fiecare zi? Dai mâncare animalelor? Mi-ar plăcea mie să fac eu în fiecare zi asta, dar nu mai am timp să fac eu în fiecare zi. La începutul pandemiei sau prima parte a pandemiei am stat foarte mult la fermă, a fost lockdown-ul ăla unde toată lumea trebuie să stea în casă. A fost o perioadă superbă pentru noi, pentru că am intrat într-un ritm din ăsta mai arhaic de viață. Maria a venit și ea aici, ea ne făcea câte ceva la cuptor, noi băieții, eu cu fiul și cu tata mai lucram pe afară câte ceva, mai făceam o cușcă pentru pui, pac, ne trezeam cu ea peste vreo două ore cu niște, nu știu ce, la cuptor, colaci cu ciocolată sau nu știu ce, știi? M-am întrebat la un moment dat, chiar în timpul pandemiei, m-am întrebat, zic, bă, nu știu ce o să fie, o să se întoarcă lumea cu fundul în sus, nu știu ce o să fie. Dacă nu o să mai putem să cântăm niciodată, de exemplu, ce îmi place mie să fac? Că viața nu se termină acum, dacă nu mai cântăm, gata. Primul gând ăsta a fost. La să crești animale. Da, la ferm. Vlad nu a renunțat nici de cum la cariera de tenor. Dar cum în această perioadă spectacolele sunt tot mai rare, își face repetițiile tot la fermă. Și deseori animalele din bătătură îi țin loc de public. La hora din valea lui state sunt fete cum nu-s pe pământ. Dar una e frumoasă din toate, frumoasă cum nu se mai poate. Vlad povestește că în tinerețe făcuse niște alergii destul de serioase din cauza alimentației nepotrivite. A devenit destul de preocupat de o dietă cât mai sănătoasă și tot așa i-a venit și ideea unei ferme de animale crescute cât mai natural. Am avut o perioadă căutând eu să mănânc sănătos și așa, în care m-am transformat în vegan. Și am stat vreo un an jumătate, știi, vegan. Am slăbit, aveam 85 de kg, am ajuns la 69. Când m-am urcat pe cântar și am văzut că am sub 70 de kg, am sărit după cântar. Și am zis, mama, tai o găină acum repede, faci o ciorbă din aia, cum știi tu, și mi-o trimis la București, urgent. Și gata, s-a încheiat cu regimul de vegetarian. Și am revenit la normal. La ferma de la Târgoviște s-au mutat și părinții lui, iar Vlad e cât se poate de bucuros că îi poate oferi copilului său o parte din farmecul copilăriei de poveste pe care a avut-o și el, alături de bunici și aproape de natură și animale. Hai să nu se vadă unde ți-ai tăiat tu părul, tati. Și-am băgat foarte cam jumatea capului. Am proiectat așa că am venit că o să vină ziua în care să am și eu copii, deocamdată avem unul.
Vă doriți mai mulți copii? Așa a fost negocierea la început. Am negociat 4. Deocamdată suntem la 1. Eu mai vreau, dar ea s-a speriat un pic la naștere. Înțelegem. Max. Max e cea mai frumos, nu? Și te ascultă Max? Da, dar mai magază de haine mă murdărește. Da. Te murdărește și tu pe el când te murdărește el pe tine. Îl mai trag și eu de coadă, mai vedem. Da. Cu ceilalți câini nu ești prieten? Nu, cu Rica nu sunt prieten că l-am bătut așa de multe ori. Practic aici descoperă lumea altfel. Da, e mai... Știi ce am observat? Că la bloc trebuie să-l înfrânezi tot timpul. Știi? Nu mai țipa că deranjezi, nu mai trânti că au vecine, nu mai nu știu ce. Aici țipă cât îl țin plămânile, aleargă cât de tare poate, știi? E important să meargă la limită, știi? Cu reacțiile, că asta îl și dezvoltă pe el și ca personalitate și... Și-a dezvoltat și curajul foarte mult, intră între animale, nu se teme. E important.